adresată clinica pacientului. Și de aici am înțeles în principiu, are deja vreo aplicabilitate în, adică a intrat în vreun spital deja o chestie. Și acea aplicație este în curs de implementare. Ai avut deja contacte, nu știu, cu minister, cu ceva, să se implice mai mult? Da, este în curs de implementare, că aș face parte din un proiect mai mare de informatizare a unui spital. Sunt organizate. E ok. Nu sunt date publice, atunci să spui cam atât. Cam atât. Mai mult ca sigur se va afla cum se va face la de ce? Adică e în curs de implementare, ok, funcționează cum trebuie, feedback... Dar, cum trebuie să ne zică... Am înțeles. Dar, da. Ai avut feedback negativ, pozitiv la ea? Deocamdată, că nu este atât de puțin. Am înțeles. Urmează să ne de o lună maxim la un spital. Din punctul tău de vedere... Spital, de fapt, vorbesc cu tine, nu am înțeles. Din punctul tău de vedere, ușurează munca medicilor sau... Nu se adresează medicilor, se adresează pacienților, în primul rând, ca să poată vină să-și vadă istoricul medical fără să mergă la spital să ceau sau să mergă foi după ei. Și, de asemenea, mai nou, acum este o componentă care permite și medicul de familie, dacă pacientul că înțeles și practic aplicația o vin către spital și spitalul oferă un serviciu către pacienți. Asta e un pic, mă rog, un pachet cu mai multe diferențiatoare. Dar asta e ideea de bază. Deci pacientul are acces free la această aplicație. Nu este taxat niciun. Și introducerea datelor, nu știu, am fost în spital, am avut boală, asta o face fiecare... pacient sau... Este necesar ca în spital să existe un sistem informatic. Însă am folosit, am făcut un compromis în prima fază. În fiecare spital, în fiecare lună, lunar, trimestrial și semestrial, trebuie să raporteze cazurile rezolvate. Există niște validări care se fac peste acestea. Adică ideea e că datele care ies de la ei sunt destul de corecte sau chiar corecte pentru că ei și-au bani pe treaba. Și atunci structura mea de date este aproape unul la unul chestii în plus care sunt de aplicație. Astfel încât să mă asigur că au cum să-mi vină datele astea fără să trească să mă duce softurile existente. Și chiar dacă un spital nu are soft medical, are aplicația asta free de la DRG, se numește Diagnostic Group. Unde nici pot introduce cazul ăsta, mă, din fișele lor și așa mai departe. Într-adevăr, nu este făcută integrarea între asta, e în acces. Păi, ca o mai nouă și variantă. Și aceasta se poate integra folosind, în momentul de față, se folosește SQS Integration Services, să aduce datele în baza deci, în principiu, chiar dacă nu există un soft medical, se poate folosi acea aplicație. Însă, gradul de calitate a datelor scade. Am înțeles. Și posibilitatea de extindere, că ce capturează acel și el care se trimite către spital, e un subset al unei fișe, să zicem, clinice de care pacient. Ideea e ca să vedem dacă merge treaba, adică dacă o să se folosească, dar nu intră nimeni în aplicație, dacă zonarul se extinde. Da, am înțeles. Și atunci să poată merge un pas mai departe și să poți să expun niște API-uri ceva, ca să aducă date din sau să fie ceva de integrare între softul medical și altul. Care sunt în de față. Aplicația e web-based sau e programare? Da. Doar web-based. Nu există nici măcar parte de